Și apoi urmează cele 30 de zile de muncile iadului, unde nu te atingi de ele, ci doar le vezi pe fiecare după păcatele care sunt, cum sunt ierarhizate. V-am spus, eu aș fi tentat să cred că aceste văme ale văzduhului și aceste treceri sunt niște trepte ale conștiinței. Noi fie coborâm în scara valorilor în jos, fie ne ducem pe scara valorilor în sus, a non-valorilor, că în jos nu poți să te duci pe valori. De ce vă spun lucrul ăsta? Sufletul se înspăimântează. Și iată aici, am înspăimântat. În iad, ridicându-și ochii din chinuri, de departe îl vede pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Puteți crede vreodată că din întunecimea iadului și din flăcările alea iadului bogatul mai putea vedea până în rai? Nici vorbă, e o metaforă. E o suprapunere, e o antinomie a Scripturii să ne facă să înțelegem că conștiința noastră de pe pământ este aceeași și în iad. Adică el deja îl mustra conștiința că își bătuse joc de Lazar și în clipa respectivă deodată și-a adus aminte că stai că sunt mai multe locașuri în Împărăția Lui Dumnezeu. Înseamnă că este un rai unde Lazar stă și el știa din legea veche că există sânul lui Avram și locul de odihnă. Și ca drept dovadă că nu l-a văzut, ci doar conștiința i-a adus fotoclipul spiritual al liniștii lui Lazar, un chinuit și un amărât, o să vedeți de ce vă spun lucrul ăsta. Evanghelia asta e scrisă exact ca scrisoarea a treia. Când a scris Eminescu poezia cu Nicopole, mult mai târziu decât cu Baiazid când se bate la Rovinie. O mică, mare diferență. Dar iată că pune în antiteză planurile istorice ca să arate vitejia. Aici pune în antiteză păcatele boierului, a bogatului, în raport cu Lazar. Adu-ți aminte că tu ai luat cele bune în viață și Lazar pe cele rele era, acum se bucură și tu te chinuiești. Deci vedeți sintagma conștiinței, deci aici se învârte raportul valoare și stricăciune. Și iată-l pe bogat din adâncurile iadului strigând o rugăciune. Părinte Avrame, fie-ți milă! Să-l numești pe Avram părinte, când nu l-ai respectat niciodată, el era ultramilostiv și făcea milostenie și hrănea pe toți amărâții și a lăsat averea și a urmat lui Dumnezeu și s-a dus și a hrănit pe Sfânta Treimii la stejarul Mamrei, s-a dus cu ei până în Sodoma și Gomora și a mijlocit îndreptarea acelor cetăți și necăderea lor. Și tu să-l numești părinte, părinte, de ce îl numea? Că era din neamul lui Avram și știa că Avram înseamnă binecuvântare și părinte al înălțimii. Trimite-l pe Lazar să-și ude vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba că mă chinez greu în această văpaie. Și apa, și limba, și văpaia sunt trei elemente distincte. Focul Scripturii, cel mistuitor care poate șterge orice păcat și aștepta o conștiință, o umbră de atenuare, cum spunem noi când mergem la proces. Ce spune avocatul, prezumția de nevinovăție, iar lângă prezumția de nevinovăție sunt articole de lege care îți pot mări sau scurta pedeapsa. Și el aștepta în această văpaie o picătură de apă, o șansă. Poate în viața mea noi fi omorât o gâză. Poate în viața mea poate fi aruncat vreunui amărât vreo fărmătură, dar nu țin minte. Păi n-avea cum să țină minte că chiar n-o făcuse. Și vroia ca Lazar să-și ude degetul, adică ce înseamnă să-și ude Lazar degetul? Poate măcar o clipă a vieții lui, când a fost și el în postura lui Lazar, puțin flămând, puțin obosit, puțin chinuit, până ce a dobândit averea, când a ca să devii bogat, e o muncă, nu poți să te faci bogat într-o noapte. Trebuie să ai o întreagă mașinărie. Ori să muncești într-un mod asidu și să aduni într-un mod sălbatic, ori să înșeli, ori să cauți niște mașinațiuni, deci niște stresuri ai avut ei, ghetul bogat pândea tocmai aceste stresuri. Căuta această soluție de combinație între prea binele lui de purpură și de bison și de viață boiemă
s-o așeze cumva măcar cât nivelul unei picături de apă cu necazul lui Lazar, dar nu exista. Și o să vedeți de ce nu există. Fiule! Adu-ți aminte că tot ce a fost bun ai luat în viața ta, de asemenea și Lazar pe cele rele, el să mângâie și tu te chinui. V-am spus adineauri. Dar ce îi spune Avram? Îi spune cel mai greu lucru pe care noi nu trebuie să-l auzim niciodată ca și ortodox și în gura lui Dumnezeu. Peste toate acestea, între noi și voi, o prăpastie mare. Că cei ce voiesc să treacă de aici, de la voi, nu pot. Dar nici de acolo să treacă la noi. Deci, într-un cuvânt, nici Lazar n-ajunge la tine niciodată, nici tu ca Lazar nu vei mai fi niciodată, nu ai șansa, s-a terminat vremea pocăinței. În momentul când ai închis ochii în mormânt și ai fost coborât în cripte sau în groapă, din clipa aceea nu mai există niciun Doamne miluiește-mă care să fie înaintea lui Dumnezeu formă de mântuire. Deși Ioan Gură de Aur spune așa, căința de pe patul de moarte câteodată întrunește și o viață întreagă de pocăință. Iar Părintele Arsenie Papacioc sintetizează această chestie interesantă, teologică și spune așa, o clipă de rugăciune poate fi o fericire de veșnicie. Când ce te voi găsi, într-aceea te voi lua. De-aia noi trebuie să ne bucurăm când vedem, nu trebuie să ne bucurăm în sensul animalic, prostesc. Să avem o nădejde de mângâiere că atunci când un om suferă de o boală cruntă și e la pat și e în dureri, are șansa de mântuire pentru că este prezența lui Dumnezeu lângă el. Îi aducerea mintei, autoconservarea gândurilor, îi autocunoașterea neputinților. Deci tot, când nu te doar nimic și ai murit, așa erai pe scaun la mașină și ai adormit, e grav. Dar când ai stat în patul de suferință, o zi, o lună, două, trei, patru, nouă ani, deja tu te-ai împăcat cu Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu te-a iubit și ți-a trimis cercetarea cea mai de pe urmă și ți-a rânduit mântuirea și împăcarea cu El. Pentru că suferința este jertfă și vindecă. Bogatul nu s-a bucurat de acest lucru, n-a avut această șansă. Și atunci trece la etapa a doua. Dacă vede că prin Evanghelie nu se poate absolut nimic, pentru că așa încearcă și oamenii astăzi, n-aș vrea să fiu răutăcios când fac aceste remarci, se încearcă să se explice că iadul e o poveste, de speriat copiii, trebuie să fim mai indulgenți, raiul e o metaforă, mântuirea e o metaforă, Dumnezeu e o metaforă, noi am metaforizat totul, mai faci și vă câteva 5-6 adunări de astea para-ecumenice și mai schimbi niște reguli și ai rezolvat problema. Nu există așa ceva. Cerul și pământul vor trece și cuvintele mele nu vor trece. Scurt. Dacă e lumină, e lumină, dacă e întuneric, e întuneric. Dacă e rai, e rai, dacă e iad, e iad. Dacă e întunericul gătit vouă și slugilor satani, plecați de la mine, blestemaților, nu vă cunosc pe voi, apoi spune așa, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și dacă cineva și-ar permite să schimbe o iotă sau o cirtă din Scriptură, vrednică e de ghenă, n-ar decât să o facă pe răspunderea lui. Și iată aici vede deodată asta bogatul că nu mai sunt șanse pe linia scrisului. Deci, din punct de vedere al literii, șansa lui s-a pierdut. Și atunci încearcă o metodă umanitară, filantropică. Și spune așa, rogu-te, dar părinte, iarăși se adresează lui Avram. Putea să-i spună, rogu-te, Doamne. N-avea curajul, pentru că el nu știa pe Dumnezeu cum s-a rugat în viața lui. V-am mai spus, cu ce conștiință pleci, cu aia te întâlnești și acolo, tot tu ești. Nu poți să fii rău pe pământ și bun la Dumnezeu. Nu poți fi ticălos pe pământ și sfânt în lumea cealaltă. Deci, noi suntem ceea ce am lăsat și am construit. Vorba marelui mitropolit Antonie Plămădeală, care avea această frumoasă expresie. Omul este o icoană a lui Dumnezeu după chip și asemănare, prin nemurire și suflet,
prin trup bine alcătuit și prin omul lăuntric frumos alcătuit de Dumnezeu, o alcătuire tainică pe care nimeni nu o poate explica, între măreție, strălucire și slavă, între neputință, durere și putreziciune, dar spune că de la chip la asemănare cu Dumnezeu, noi mergem prin fapte bune și prin Duhul Sfânt. Și noi suntem pictorii propriilor noastre icoane în freșcele timpului, ale istoriei, ale bisericii, ale credinței, ale culturii, ale umanității, ale morale, a tot ce vrem. Deci când încercăm, și v-am mai spus odată,